Salut, oameni buni, și bine v-am găsit într-un nou episod! Astăzi o să vă spun 5 lucruri despre care mă gândesc eu că voi nu știți despre mine. Și încă un lucru înainte de asta, tocmai ce m-a apăsat rec și mi-am dat seama că nu aveam cardul înăuntru. Deci dacă eu nu-mi dădeam seama că nu am cardul în camera de filmat, mă gândesc că făceam toată chestia asta și după aia, la sfârșit, poc, card lipsă. Am pățit așa. Am făcut o poză. De fapt, am făcut mai multe poze. Și când am vrut să mă uit la poze, ghiți ce? Lipsă card. Mamă, ce m-am ofticat, că erau poze cu niște prieteni și... În fine, salut încă o dată. Astăzi o să fac un video în care o să vă spun despre cele, să zicem, 5 lucruri despre mine pe care voi nu le știți. Poate nici eu, nu știu, acum le descoperim. Să fiu sinceră cu voi, eu le-am scris pe caiet, deci eu majoritatea lucrurilor pe care le fac înainte să pornesc camera, eu mi le scriu pe foaie, nu știu de ce, mi se pare că e mai ușor, în fine. În primul rând, hai să ne gândim așa, o luăm de dimineață până seara, cam ce, în ce ordine să o iau. În primul rând, îmi place, un lucru care îmi place foarte, foarte mult, dacă tot o luăm așa dimineață, este cafeaua. Deci, eu încep ziua cu cafeaua, la prânz beau cafea și vinerea, dacă nu am altă treabă, nu știu, nu mă duc pe afară sau mai știu eu ce, mai beau o cafea. Îmi place foarte mult să beau cafeaua, sincer. Îmi place cafeaua mult. Cafeaua. În fine, da. Nu am... Am glumit, nu am o ordine în care aș putea să vi le spun, dar primul lucru care îmi place foarte mult este cafeaua, ok? Al doilea lucru care îmi place, sau, nu, un lucru despre mine pe care voi nu îl știți, deci chestia asta chiar nu o știți. Singura persoană care știe chestia asta despre mine este Cosmin. Oh, îmi este foarte, foarte rușine să mă filmez în public. Vă zic sincer. Deci, nu mi-e rușine să fac poze când le postez pe Facebook sau Instagram. Nu mi-e rușine să fac poze lui Cosmin, nu mi-e rușine să fac poze în general. Dar îmi este foarte rușine să mă filmez în public. Și mai ales când sunt cu camera. Adică să zici cu telefonul, lumea mai crede că vorbești video cu cineva și no, nu prea bate la ochi. Dar când ești cu camera și mai ai și microfonul ăla deasupra care bate și mai mult, mi-e rușine. Eu, să fiu sincer cu voi, am curaj să mă filmez în public doar când sunt cu Cosmin. Atâta. Dacă mă duc, să zici că mă duc eu singur afară să filmez ceva, să mă filmez pe mine, vorbind sau, nu știu, orice care să mă includă pe mine, mi-e rușine. Deci eu nu știu de ce. Și știu că mi s-a spus de multe ori să nu mai fie rușine, să nu mă intereseze ce spune lumea, dar, nu știu, eu tot sunt rușinoasă. Al treilea lucru pe care voi poate nu știți despre mine este că... Stai să mă gândesc. 5 minutes later. Da. Al treilea lucru pe care poate voi nu știți despre mine este îmi place foarte mult să dorm. Deci, dacă aș avea liber, adică eu am liber un weekend, deci eu, să zici că nu m-aș duce la sală, nu ar trebui, nu că nu ar trebui, că nu. Acum poți să mănânci și pe stradă, te duci și cumperi ceva și mănânci. Dar tot mai bună este mâncarea făcută în casă. Să zici că n-ar trebui să gătești, că n-ar trebui să pui la spălat sau mai știu eu ce altceva, eu toată ziua aș dormi. Deci, de vineri, de când vin de la muncă, îmi fac baie, mă pun în pat, eu m-aș pune să dorm până luni dimineață. Dacă aș avea atâta somn și atâta oboseală în care să mă facă să dorm, aș dormi fără să mă mai trezesc, fără să mănânc, să mă duc la baie, să nimic. Asta era al treilea. Al patrulea lucru pe care mă gândesc că majoritatea știe despre mine, îmi place foarte mult basketul.
Deci, nu știu, s-a dezvoltat pasiunea asta încă de când eram mică, să zici că aveam vreo 14 ani, 14-15 ani, cam așa. Și chestia asta cu basketul, chestia amuzantă e că a început de la filmul High School Musical, când prietena mea cea mai bună din copilărie, Adelina, Ade, dacă te uiți la acest videoclip, te pup și ai grijă de tine, ne imaginam noi care, cum, ce suntem din acel film și eu eram Troy și ea era Gabriela. Deci, nu știu, a fost așa o perioadă amuzantă, o perioadă faină în care în mințile noastre, la un moment dat chiar începeam să credem, pentru că ei îi plăcea muzica, mie îmi plăcea basketul și ne reprezenta oarecum. Și de atunci s-a dezvoltat pasiunea asta pentru basket, pe care o am și acum, chiar dacă între timp am descoperit că îmi place și tenisul, dar basketul o să rămână întotdeauna. De exemplu, că merg pe stradă și văd un coș de basket, nu există să nu mă uit la el, chiar dacă e terenul gol sau nu știu ce, eu mă uit. Și pe ușa de la baie am un coș de basket mic. Deci de când mă știu eu, în camera mea am avut un coș de basket. Ăla trebuie să fie acolo neapărat. Și al cincilea lucru despre mine este că îmi plac tatuajele. Am deja două tatuaje. Vreau de ziua mea să mai fac unul aici. Am deja designul, dar prefer să vi-l arăt după ce este gata. Și nu știu. Bine, am spus că o să fac 5 lucruri despre mine, dar hai să vă spun ce lucruri nu prea îmi plac, așa, în paranteză. Nu-mi plac ciupercile. Nu-mi place broccoli. Ce altceva nu mai place? Urăsc căldura. Mamă, deci urăsc căldura de mor. Că tot am apă lângă mine. Nu-mi place apa minerală. Chestiile astea nu-mi plac. Și ce aș putea să mai spun despre mine? Să zicem că ăsta e al 6-lea lucru sau al 10-lea lucru deja. Este că persoanele care mă cunosc cu adevărat știu foarte bine asta și pot să o confirme, este faptul că sunt foarte încăpățânată. Adevărul ăsta este. Sunt scorpion, ce să fac? Să trăiască toți scorpionii de pe acest pământ. Of, Doamne! Da. Oameni buni, acesta a fost episodul pentru ziua de astăzi. Mă gândesc că este un episod scurt, dar măcar ați aflat câte ceva despre mine, pentru că nu prea am avut așa când să vă vorbesc despre mine. Poate într-un alt episod o să vă vorbesc mai mult despre mine, o să vă spun ce îmi place, era să zic ce îmi place cu adevărat, nu, ce îmi place, ce nu-mi place, tot așa. Și da, mă gândesc că după ce ați văzut și pe Facebook și YouTube, îmi place foarte mult să scriu muzică. În special muzica hip-hop. Da. Îmi place să o și cânt. Dacă găsesc un instrumental care pică exact pe rimele pe care le fac. Da. Cam atât pentru astăzi. Nu știu. Sper că v-a plăcut. Adică sper că ați aflat ceva nou despre mine. Ceva nou despre care voi nu știați. Și, na, ce să zic. Atât pentru astăzi. V-am pupat. Aveți grijă de voi. Mâine este vineri. Vă doresc o zi minunată, un weekend mirabolant și aveți grijă de voi. Și nu uitați, nu știu de ce îmi vine să zic chestia asta în minte, aveți încredere în voi. Și nu ascultați ce spune lumea din jur. Și fiți mai încrezători că puteți. Mamă, dau pe chestiile alea sentimentale. Gata, v-am lăsat că mă ia, vine weekendul! Aveți grijă de voi, v-am pupat, pa, pa!